Nordul județului Argeș se află sub avertizare cod roșu de vreme rea. Potrivit meteorologilor, la altitudini de peste 1800 de metri în Carpații Meridionali, va fi viscol puternic, cu rafale ale vântului de peste 120-140 de km pe oră, iar vizibilitatea va fi redusă spre zero. Codul intră în vigoare marți 17 ianuarie de la ora 22 și este valabil până miercuri 18 ianuarie ora 14. În zona barajului Pecineagu a început să ningă încă de astăzi de la prânz. În restul teritoriului vor fi precipitații sub formă de ploaie ce pot atinge 25 până la 40 de litri pe metru pătrat. Local vor fi înregistrate și intensificări ale vântului.